Am spus că o să plec în călătoria mea în căutare de sen, dar cred că o să fac altceva până la urmă. Am făcut această nouă mapă, asta este mapa veche, care e extrem de mare și am încercat să merg puțin. Dacă puteți vedea și pe mapa acolo și jos, de-abia se vede ceva, deci nici măcar nu cred că se observă casa mea. Și e extrem de mare harta asta, e dat zoom out la maxim pe ea, dracu, știi ce s-a întâmplat, te-am făcut-o așa mare. Și dacă aș vrea să le pun pe un perete pe astea, ar trebui să merg atât de mult. Și, sincer, nimeni n-are timp de așa ceva. Așa că am făcut o nouă mapă și stau să mă uit. Băi, arată chiar bine. Deci, uite, casa mea se vede extrem de bine acolo. Mă rog, e numai o parte. E undeva de pe partea asta, așa. Și se vede și ferma. O să merg puțin în direcția asta să se termine de generat acolo pe hartă punctele alea gri. Cred că, uite, deja au început să dispară și să apară harta ca lumea. Cred că s-a terminat. După aia pot să... No. E asta, viața și căcaturile alea acolo. De fapt, ia să-mi dau armura jos, poate văd mai bine. Da, uite, se vede mai bine fără armură. Uite, acum bate și umbra și vine și seara. Pentru că am de gând să fac și celelalte mape. Dar înainte de asta vreau să fac altceva. O să scot pictura asta de aici pentru că m-am cam gândit și nu știu. Adică mă enervează chestia asta. Deci arată ok din afară, știi? Dacă te duci așa și ieși din casă, vezi chestiile astea cu nimic pe ele și băi, ce dracu s-a astea, frate, știi? Și nu prea merge. Așa că mă gândeam să scot astea de aici. Așa, e 2 pe 4 parcă, sau ceva de genul ăsta. O să iau astea de aici, bun. Așa, și acum... vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deci 2. Așa. Ceva de genul ăsta. Acum o să fac astea așa. Pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Și acum, unde este... Stai să scot hărțile și astea de aici, că e cam pericol cu ele, s-ar putea să le stric. Hai să vedem acum dacă ar ieși rapid pictura. Ar fi foarte drăguț, dar nu cred că se va întâmpla asta. Ei, shit, uite că nu e asta, nici asta. Aia era destul de... De fapt, da, trebuia să distrug oricum aia, pentru că vreau aici să rămână puțin mai liber, fără floarea soarelui. Am o floarea soarelui în mână, dar unde e... Unde a sărit pictura, mă? Ah, pictura. Așa îi zic eu, pictură, tablou. Probabil ar trebui să-i spun tablou. Whatever. O să pun... Oh, doamne, asta e mare. Ok, e extrem de mare, dar din păcate nu e asta pe care o caut. Nu. Bun. Am uitat. Pictura asta sare și după aia se teleportează unde dorește ea. Ok, asta am pus-o și greșit. Pot să jur că era de 2 pe 4, nu? Cred. Mă rog, cred că o să mă chinui eu să pun off-camera, pentru că văd că are fițe astăzi, dar oricum va trebui să merg să dorm și să merg puțin, astfel încât să fac niște mape. Și cred că mai am resurse să mai fac niște mape, pentru că o să am nevoie de 8. De 8 map. Ok, hai că am mers până la urmă, vedeți? E acolo așa, nu e pe sticlă, e chiar ok, zic eu. Bun, o să am nevoie și de item frame-uri. Cred că am 2-3 item frame-uri pe undeva, o să le iau și o să le pun acolo. Și după aia o să pun și... de fapt, și ce? Nu o să mă duc să dorm acum. O să pun hărțile în ele, asta vreau să spun. Și acolo e o intrare și e întuneric. Arată cam nasol, s-ar putea să intre ceva pe aici. Bun, hai să vedem. Hârtie. Am nevoie de hârtie, am niște sandstone, nu să am nevoie de chestiile astea. Așa, hai să vedem. O să am nevoie de... Dacă... ce spuneam? Bun, asta e harta mică, da? Bun. Bun, ce drăguț. Deci, hai să scap de harta asta mare, să nu cumva să mă încurc cu ea. Am zis că o să am nevoie de 8 hărți. 8 hărți, ha?
pentru că vreau să fie cam partea cealaltă. 2 pe 4, deci 8 hărți. Am 4 și cu una 5. Deci mai trebuie 3 hărți. Am făcut găleți din tot fierul pentru că sunt idiot cumva sau cum vine asta? Băi, ești nebun, zici că vrea să spargă întreg blocul, frate. Ce dracu s-au de pe afară să-mi bat piciorul de înțeleg ce mai fac ăștia. Tot timpul așa e prin orașe, construcții și bârâituri și tot felul de lucruri. Și nu v-am arătat încă ce am făcut puțin off-camera pe aici. Am scos chesturile astea de sus pentru că n-am nevoie să ducă până aici, până în tavan. Și le-am mai pus pe acolo, am mai făcut eu niște chesturi și acum cred că e destul de ok. Sunt destule spații, nu-i nevoie să pun chesturi unele peste altele deocamdată. Bun, nu am niște fier aparent. Poate am lăsat niște fier la făcut pe aici, nu l-am mai luat la un moment dat, o să mă uit, dar nu cred. Nu, pentru că am făcut găleți multe, pentru că am terminat acea băltuță, acel iaz, acea chestie cu apă. Hai să văd, hai să mă întorc să caut blocul ăla de fier și o să mă duc să mai fac rost de ceva fier. Nu era aici, mă, unde era, mă, că l-am văzut, era un bloc de fier neprelucrat pe undeva, nu bloc, ci minereu de fier, înțelegeți voi. Sper să se întâmple ceva oribil cu tipii aia care tot... Bă, ești nebun și geamul închis, frate! Lasă-mă înge și stai dracu acolo. Acum cred că s-aude mai puțin, uite item frame-urile de care spuneam. Și am și sugarcane-uri luate pe aici. Ăsta este aur, nu am nevoie de aur. Ha. Probabil am trecut peste el de nu știu câte ori. Hai să o luăm așa. Nu, este aici. Aici. Nu. Apoi aici. Nu. Apoi aici, nu. Apoi aici. Nu. Probabil era prin alte chesturi, cum ar fi pe aici, pe undeva. Nu? Ăsta? Parcă pe aici, pe undeva. Poate ăsta. Oh, Doamne. Și măcar nu știu de ce mă chinui atât de tare. Lasă-l în sânge, că era unul singur. Bun, hai să spunem. O să iau asta, așa. Bun, o să iau torțe cu mine. Trebuie să mai las din chestiile astea pe casă. Ah, l-am luat deja? Când l-am luat? Și l-am lăsat acolo. Ok, bun, nu mai contează. Bun, să merg să dorm. Să găsesc niște fier. Ia să vedem, dacă am 4 hărți în inventory și cu una făcută 5 și am nevoie de încă... Asta vine 11 bucăți trebuie să găsesc de fier. Și după aia o să pot face hărțile. O să mă plimb pe acolo puțin, așa cum am învățat dintr-un video. Și o să pun o hartă de 2x4 pe perete aici. Numai că aici va trebui să scot... scot astea în primul rând. Dacă aș avea un topor, ar fi bine. Ok, am mai stricat și ceva. Așa. Ceva de genul ăsta. Oh, ok. Azi, nu contează. Am să le scot oricum, pentru că vreau să se vadă ca lumea. Așa. Iar aici din nou va fi niște... niște sandstone. Bun, hai să văd de unde fac rost de niște fier rapid. Cred că dacă... mai este gaura aia acolo, care... Foloseam să... Da, uite, e chiar aici. Bun. Fier. Trebuie să găsesc niște fier pe aici, așa. 11 bucăți, pentru că mai am una la mine, o bucată. Și după aia o le pun la prelucrat, bla bla bla, și gata, am terminat, am făcut hărțile. Ăla de acolo e fier, ok, am găsit fier. Ras! O, Doamne! Fuck, shit, tot timpul trebuie să fie, frate, câte un... Băi, incredibil, mă! Tot timpul. Căcatul ăla a stat acolo atâta timp. A plecat acum?
Nu mă e încă acolo, mă, unul. Tu l-ai în sângele lui. Poate dacă o să cobor așa, n-o să mă mai vadă. Se aude un slime pe aici? Oh, fuck, am pus blocul de fier. Oh, doamne, dă-l înapoi. Ok, fac, mă duc după el. Ce tu... Huh. Nici măcar nu vreau să știu. Aoleu, ce mare e. Holy shit, uite ce creeper e acolo. Huh. Ok, hai să le iau pe astea, că atunci când am căutat prima dată slime-uri, nebuneam. A fost prin laștina lui pește să le caut. Uite, acum am găsit. Bun, poate o să mai folosesc la Sticky Piston sau ceva. Whatever. Bun, pe unde era acel fier pe care l-am văzut? Acolo nu. Poate undeva prin partea asta, așa. Opa. Bă, se mai aude unul, frate. Uite acolo, niște fier, văd. Bă, mamă, ce. Și o să vede așa, frate. De ce se vede așa? Lumina, ce dracu. Zici că e ceață sau... Așa, bun. Am... asta o să vină cât 5 bucăți. Drăguți. Trebuie să... Încă unul, frate. De unde au apărut astea, mă? Că înainte nu erau și de câte ori am trecut pe aici de-am înnebunit. Și nu era niciun slime. Acum s-au găsit să apară. Ia uite. Și de-alea mari, frate. De-alea extrem de mari. Am 18 slime ball. Ok. Drăguț, foarte drăguț. E, nu mai contează acum. Așa nu cred că am la ce să le folosesc deocamdată. Ok, aici o groapă. Au. Așa. Eu nu sunt un om care folosește arcuri. Din câte puteți să vedeți, niciodată nu le prea folosesc. De când le-au făcut să nu mai pot să tragi cu ele... Gen instant, așa, trebuie să tragi, să ții aia într-o versiune foarte veche. Dădeai click dreapta, știi? Dădeai, trăgeai cât vrei. Era șmecher, frate, arcul. Atunci era like, cea mai bună chestie inventată vreodată. După aia au schimbat și de atunci nu l-am mai folosit. Aha, uite aici fierul ăsta pe care l-am văzut și la care am urcat. Ar trebui să... Da, uite, mai sunt aici niște bucăți. Hai, că am nevoie de 12. Am zis 11 atunci, pentru că 11 cu tot cu aia pe care o aveam deja, știi? Nu, stai, 12 cu tot cu aia. Deci 11 fără aia. Așa, uite, mai văd acolo puțin fier. Sper că o să-mi ajungă și mie blocurile astea să urc. Deci, oricum, până la urmă trebuie să am 12. Așa. 12. După calculele mele, s-ar putea să greșesc. Sper că nu se întâmplă chestii de-astea. Bun, se pare că pe ei... Ah, uite, știam eu. Oh, tată, nu pot să cred. Perfect. Tot timpul e bine să cauți, chiar dacă nu vezi direct. S-ar putea să fie pe diagonal un bloc. Aoleu, și câte blocuri. Ce drăguț. Bun, am făcut rost de destul fier. Acum o să pot să cad aici. După care o să pot să cad aici. După care... Sunt un mare idiot. Puteam să mă urc pur și simplu. De ce am... Ok, fuck my life. Ia să vedem. Fac rost de niște blocuri și mă urc chiar înapoi. Trebuia să mă gândesc puțin. Bă, cum dracu ies de aici? Și îmi dădeam seama, bă, mai bine urc sus. Urc în continuare și după aia o să ies de aici. No, frate. Eu tot cu ideea mea tâmpită de a merge înapoi jos și acolo așa o să se întâmple ceva. Ah. Contează, nu mai contează. O să urc așa. Bun, mai ai nevoie de puțin. Așa. Bun, gata, am ieșit de aici. Și locul ăsta va trebui reparat pe aici. Se updatează harta când schimb ceva în locul în care a fost făcută harta? Sper că așa se întâmplă. Mă rog, nu cred că o să fac mari schimbări, dar totuși. Ha. Bun, acum trebuie să le bag pe astea. De fapt, hai să le împart așa, știi, ca să se termine foarte repede de făcut.
Așa, așa, ia să văd dacă am... am niște căl parcă pe aici, pe undeva prin ce... Ok, aici. De fapt, unul cred că ajunge. Unul prăjește 8 bucăți, deci să ajungă unul. Parcă așa știu. 1, 8. Da, aparent așa e. Acum o să aștept să fac niște de-astea. Cu niște redstone o să fac câte hărți? 3 hărți, nu? 3 hărți, da. Pâc, 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 pâc. Așa. Așa, bun, whatever. De fapt, cred că sunt destule pentru... pentru 4... 3, 3. Tic, 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 tic. Așa. Și după aia așa, gata. Un compasul, acum... Perfect! Perfect! Bine așa, tata. Hai să vedem acum. E cam greu de făcut chestia asta. O să las niște lucruri pe undeva pe... Nu, nu în chestul ăsta, în chestul ăsta. Astea, astea... Dirt-ul, water bucket-uri, bla bla bla, am și sticla aici, niște de-asta. Așa, bun. Acum, o să las asta așa. Empty maps, să văd. Bun, hai să vedem. Deci dacă aici e... stai, aș putea să fac chiar acum o hartă. Deci ce trebuie să fac e să mă duc în niște locuri în care nu mă aflu pe harta asta. Deci săgetuța aia va trebui să arate ca un punct, cum arată în acest moment. Dar, hai să spunem că... nu am aici item frame-urile și cu astea. Adică am item frame-urile la mine, dar ar trebui să schimb asta din spate cu niște... cu niște... niște sandstone. Bun, o să fac asta înainte să mănânc niște morcovi. Nu am destul sandstone, din păcate. Cred. O să mă uit prin toate chesturile. Să văd dacă am... uite, astea sunt niște slaburi, dar problema cu asta e că, na, nu sunt de-alea fine, așa. Sandstone aici, niște sand. Bun. Uite, mai am niște sand aici, deci pot să mai fac niște sandstone. Nu o să-mi trebuiască mult, pentru că deocamdată doar vreau să explic cum o să stea chestia asta și după aia o să, fac eu. Așa. Ok, fac. Mai am nevoie dacă... De fapt, nisip mai găsesc pe aici, nu? Adică nu neapărat la mine acum, dar trebuie să fie o baltă pe aici pe undeva la un moment dat. Și în baltă mai găsești nisip sau poate lângă apă. Uite, niște nisip acolo. O să mă duc acolo, o să iau niște nisip, vreo 4 bucăți. O să stea cam nasol dacă... de fapt aș putea să iau chiar de aici. Și o grămadă. Bun. Bun, hai că merge. Una, două, trei, patru. Patru. Bun. Acum o să fac așa. Așa. Și astea sunt patru. De fapt aș putea să fac rost de 16, încă 16 și aș putea să astup tot ăsta. Deci 1, 2, 3... 4, 5, de ce le număr? Pentru că oricum o să le iau în inventory. Atunci când o să reușesc să ajung la ele din cauza apei, este cam, cam greu. Bun, încă 8. Hai că nu durează atât de mult, problema e acum când stau sub apă și le scot. Să pot să fac așa totuși. Așa, așa. 13. 14. Bun, hai că e o grămadă de nisip aici, uite, se vage și seară iar. Doamne, petrecut toată ziua în mină. 15 și 16, gata. Acum, casa e în direcția asta, frate, e extrem de luminoasă, cum să nu vezi. Așa. Am la mine torțe să le țin așa în mână ca să văd și eu ceva, perfect. Am. Acum. Vreau să fac un card aici, desigur, dar... întâi să fac o hartă pe perete și după aia o să mă duc după nisip. Așa. Apoi așa. Acum 8 de-astea.
Astea-s de ajuns pentru locul ăsta. Pac, 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 pac. Și acum item frame-urile o să vină aici, 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 mă rog, și în celelalte locuri. Iar dacă asta e o hartă, așa, și mă întorc în direcția asta, și acum asta e un punct, și dau click pe asta, harta nouă va fi asta. Asta e tata. Acum va trebui să mai merg puțin astfel încât să se genereze și colțurile astea, dar după aia voi putea să o pun pe perete alături de cealaltă și o să vedeți că se continuă așa una frumos una pe alta. Deci data viitoare o să mai fac item frame-uri destule și o să fac rost și de celelalte hărți, pentru că nu trebuie să merg mult deloc. S-a generat mai acolo și a jos că nu se vrea vede bine. E întuneric, fac ok. E un paianjen pe aici. Casa. A, uite, deja e un schelet și un zombie pe acolo. Oh, frate. Măcar dar putea să alerge tipul ăsta mai repede. Bun, o să le pun acolo așa. De fapt, cred că o să trebuiască să dorm întâi. Băi, frate, atâtea chestii de făcut. Vrei să faci un lucru? Nu, trebuie să mai faci alte 10, pentru că altfel nu poți să-l faci pe ăla. Bun, somn și după aia o să pun alea acolo. Hai că n-arată rău cu astea. Butelie, vă că a rămas aici și tot timpul ăsta. Bine, bă, butelie. Să nu mai stai în cale, că s-ar putea să ții niște săbi în cap. Nu e vina mea. Adică, dacă eu vreau să bat un monstru și tu te bați acolo așa și te bagi tu și o să iasă nasol pentru amândoi. Bun, tu te duci dracu și acum... fuck, e o problemă. Pentru că o să fie de 4, trebuie să fie de 4 oricum. Atunci, o să... Așa. Deci asta vine aici, iar asta aici și aici și aia e casa mea. E chiar ok. Deci trebuie să mai merg în direcția aia. Casa e aproape de mijloc, ceea ce e chiar ok. Deci o bucățică din casă și ferma și asta o să vină în părțile astea și de asta îmi e frag... Doamne, uite cum dispare. Mi-e frică că o să... Rămân așa neupdatat atunci când o să construiesc chestia acolo. Dar mă rog, oricum e ok. Bun, deci astea sunt undeva pe aici hărțile puse. Copacii ăștia nu știu de ce se văd negri și există problema asta când te uiți, te așa vezi dispare. Dar asta nu contează pentru că oricum o să mă uit de la distanță, știi? Dar nu numai dacă te uiți de aproape, dacă gen te uiți într-un loc, știi? Care e departe de hartă, dispare. Oh, fuck! Hai mă, vorbești serios, mă, pentru asta am pus eu piscina asta aici, ca să trăiască oamenii ca tine pe timpul zilei. Păi, ce dracu. Așa, bun. Vedeți ce calumea arată cu piscină, cu astea? Cineva îmi spunea că a mea casă este de prost gust, că nu știu ce. Băi, frate, dă-o în pana mea de casă, ia uite ce frumos e pe aici, vezi, cu băltoacă, cu iarbă, cu chestii de astea. Și acum o să pun și o hartă aici pe perete. Și cred că e chiar șmecheră faza, adică cu scosul panoului ăsta și lipitul tabloului și a hărților pe casă. Acum problema e că o să trebuiască să scot harta asta de aici și asta. Voi avea nevoie de ambele, pentru că trebuie să-mi dau seama unde trebuie să merg ca să fac o nouă hartă. Și știu deja în ce direcție, deci în direcția aia încolo, apoi în direcția aia. Și dacă aici e o hartă, iar în direcția cealaltă. Dar trebuie să... Deci eu sunt undeva pe aici, în acest moment. Va trebui să trec de harta asta pe undeva ca să pot face harta asta. O să mă duc și puțin în sus ca să fac harta asta, apoi asta, apoi aia de aici de sus, apoi asta și asta și gata. Și o să fie aici harta cu casa și toate astea. Și atunci, dacă o foloseam pe cealaltă, era atât de sus și era atât de mare făcută, încât îmi lua extrem de mult să o pun pe un perete și apoi nici măcar nu se observa casa sau chestiile astea. Și e cam nasol că se vede pe hartă, sandstone-ul se vede așa cu o culoare gri, adică, na. Puteau să se gândească și ei la chestiile astea, dar ce vrei să fac acum? N-am ce să fac. Nu am ce și e cam nasol. Dar na, ne descurcăm și noi cum putem.